Bună seara, sunt Eduar Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. Dacă tezaurul românesc ne-ar fi fost înapoiat cu viteza pe care o au bulgarii în a ne-o returna pe Elena Udrea, poate că istoria ar fi arătat altfel. Sigur, Elena Udrea nu poate fi parte din vreun tezaur în sensul strict al cuvântului. Poate cel mult un gablon strălucitor din uriașa panoplie a politicii românești. Din ultimii 30 de ani, evident. În acest caz, strălucirea nu se măsoară în lux, ci în milioane de euro. Așteptăm cu interes un deznodământ și în dosarul Vâlcov, unul dintre cei care au îngropat și mai adânc gazele din Marea Neagră. Ce bune erau acum, nu-i așa? Da, așa o fi cerut Gazpromul. Cine suntem noi să ne băgăm? Pe de altă parte, ultimul mohican din echipa câștigătoare, Florin Câțu, ne recomandă să o anchetăm pe Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, pentru că ne-a îngropat în vaccinuri. Evident, puțin își imaginează că sub amenințarea armei, Ursula ne-a impus să cumpărăm vreo 80 de milioane de doze pentru 16 milioane de locuitori, din care s-au vaccinat 8. Dar mai sunt destui cu imaginația zburdalnică. Oricum, bine că ne luptăm cu inflația. Dar nu acum, mai așteptăm după sărbători. Cora Muntean, jurnalist alături de mine. Bună seara, bine ați revenit! Mulțumesc, bună seara, bine v-am găsit! Elena Udrea astăzi a primit sentința că, bine, nu e definitivă, am înțeles că se poate face apel, da? Dar nu mai durează o săptămână și o vom vedea la Târgșor, bănuiesc. Cum ți se pare toată tevatura asta? A fost chiar la un moment dat mai sus în știri decât conflictul din Ucraina, războiul din Ucraina. Da, pentru că face rating. Bine, acum războiul din Ucraina chiar nu mai face rating decât dacă încep cu de-alea. Ce legătură este între Zelinski și gemenele de la Indigo, că am văzut că încep să apară. Nu, pentru că sunt multe alte. Sigur, este tragic ce se întâmplă acolo și iată, nu prea vedem finalul, dar lumea s-a săturat și presa, chiar și cea occidentală, simte pulsul și atunci, bineînțeles, că banii sunt mai importanți, pentru că e vorba despre publicitate. Da, ne-au învățat nemții asta. Da, în cazul doamnei Udrea, nu știu, totul este foarte ciudat. Desigur, ea a recurs la acel tertip la care ar fi recurs, cred că, oricine. Nu că e bolnavă de osteoporoză și umblă pe tocuri de 10 cm, că n-ai, adică na, chiar și un nespecialist ar fi putut să observe cât de compatibilitate. Exact, da. Ci despre faptul că ea se teme că ea spune că regimul din închisorile românești este sub orice critică, ceea ce este foarte adevărat. Însă doamna Udrea a fost aproape cea mai importantă persoană în stat. Dat, da. Unii spun chiar cea mai importantă și nu a făcut absolut nimic să îmbunătățească. Și în general, politicienii, nu spunea ea când a fost prima dată arestată, tot așa se plângea ce condiții grele sunt și că ea o să se lupte. Uite, dacă se lupta de atunci, de când a fost prima dată reținută și arestată, pentru condiții mai bune, atunci parcă a stat doar în arestul general, nu? A fost și la Târgșor un pic. A, mă rog. Deci și acolo. Încă știe despre ce vorbim. Deci dacă își punea problema, domnule, dacă mai eu sau vreo prietenă mai ajungem pe aici, să fie bine. Și să își facă, de exemplu, un ONG, că bani are, care să lupte pentru, că așa a zis, nu? Că dacă vom căuta în arhivă, vom vedea că tot așa se plângea de condițiile din închisoare și ce inumane sunt, ceea ce, repet, este adevărat, că de-aia ne și tot ceartă Uniunea Europeană că nu sunt condiții bune. Bine, că de mâncare au și așa mai bine decât cei din spitale, asta nu mai contează, dar nu ne împiedicăm de asemenea amănunte. Ce mi se pare ciudat în cazul
doamnei Udrea este faptul plecarea ei intempestivă. Și sunt convinsă că până în seara, nu mai știu exact când s-a pronunțat. Acum două săptămâni. Exact. Ei s-a promis că îi va fi admis apelul și că va fi bine, pentru că altfel, doamna Udrea până acum liberă fiind, deci putea să meargă în Costa Rica, în Dubai, unde voia ea, își încărca toate hainele și tot ce avea și se ducea cu un camion sau cu un avion de la de marfă și se ducea și se muta din România într-o țară de unde nu putea să fie extradată. Ei, nu știu cine, băieții sau cine i-or fi promis ei că va fi bine. În dimineața respectivă, cred că a aflat că nu va fi bine. Și atunci fuga repede, unde să fugim? În Bulgaria. Pentru că asta pică. S-a mai spus, nu, domnule, s-a dus în Bulgaria pentru că avea o înțelegere. Adică de ce să te complici cu atâta, cu judecători bulgari care să... Adică totuși acolo bănuiesc că... Na, și la noi nu poți să faci cu toți judecătorii, da? Și completul la care a fost. Adică sunt niște intrigi de astea de cărți polițiste care nu țin. Mai degrabă cred varianta asta, pentru că adevărul îl vom ști dacă ni-l va spune ea vreodată, este că atunci s-a grăbit să meargă repede cu telefonul la ea, cu un tip care sunt convinsă că l-a sunat și a dat un semnal pe unde sunt și așa a putut să fie prinsă, ceea ce nu este nicio nenorocire, că de fapt nu ar fi trebuit. Și a închiriat acolo cică sau și-a cumpărat o casă unde să stea. Nu știu, sunt niște... Eu nici nu știu dacă e adevărat. Adică acum nu mai putem lua nici măcar ce vedem cu ochii noștri că e adevărat. Trăim din toate punctele de vedere o propagandă atât de agresivă încât nu mai știi care e adevărul. Deci doamna spune că și-a luat casă în Bulgaria. Deci o fi mai bine în Bulgaria decât în România, unde merge la pușcărie, sigur e mai bine. Dar decât într-o altă țară, unde ea ar fi putut să meargă mult mai înainte. Sigur, o cred și cred că e foarte sinceră când spune că este mamă și plânge cu lacrimi și o doare că nu este alături de copilul ei. Pe de altă parte, trebuie să accepte o decizie a justiției, nu? Că așa ne-au învățat. Toți spun, domnule, mă supun deciziilor justiției. Normal că vrea să scape și liberă și cu banii la ea și așa, că fiecare, mai ales în lumea asta, na, mulți zic, serios, am auzit mulți spunând, domnule, dar ce tâmpită e, de ce nu merge la pușcărie, din 6 ani stă 3 ani cel mult, iese, e și cu banii, bine, ea mai trebuie să dea vreo 3 milioane, trebuie să îi dea. Plus că mai are încă un dosar în care a fost condamnată la 8 ani, nu? Și astea se contopesc, nu știu ce se ia în considerare. Pedeapsa cea mai mare, mă rog, face cine diferență. Știe ce o mai fi având acolo. Da, mai este un adevăr, dar asta nu o scuză pentru ceea ce a făcut. Faptul că în 2000... Nu mai știu exact, în 2014 sau în 2000, atunci când era cu Festivalul Cătușelor, când era cu Binomul, când era ea din sistem, din interiorul sistemului, pentru că să nu uităm, Udrea și Băsescu au fost creatorii acestui, Udrea nu știu cât, dar Băsescu a fost creatorul acestui sistem. A început să spună și de Coldea și de Chioveși și de toată lumea. E, astea nu se iartă. Deci poate să fie considerată și așa o răzbunare, deși Coldea a plecat din sistem, dar poate mai are pârghii, eu știu. Deci pentru chestia aia eu o apreciez, pentru că a dat. Dar în rest că nu și-asumă, că nu putem, eu nu știu, adică dacă nu văd, nu știu, a furat, nu a furat, ce a făcut.
Dar ostentația ei și modul că n-ai cum să fii atât de bogat, nu, n-ai decât dacă stai toată noaptea și îți plouă în casă bani, că altfel n-ai cum să fii atât de bogat dintr-o dată. Da, crezi că, asta vreau să te întreb, crezi că există mai multă justiție în afacerea asta sau mai multă răzbunare? Care sunt proporțiile? Că mulți dintre noi ne dorim justiție, dar ne încântă și răzbunarea. Pe alții mai puțin. Da, uite, eu aș vrea ca justiția să revină la simbolul ei. Acea doamnă legată la ochi, care înclină balanța și care nu vede cine este în fața ei. Da, cred că în cazul Elenei Udrea s-au combinat amândouă. Nu știu în ce proporție, dar e clar că e vorba și de justiție corectă și e vorba și de răzbunare. Înțeles, deci a avut ghinion. Da, uite, alții nu au avut ghinion. Mă uitam pe niște statistici. Vreo 4.000 și ceva de români sunt fugiți din țară. Sigur, majoritatea au infracțiuni rutiere, cum e, de exemplu, și fiul familiei Iorgulescu, cel cu accidentul. Păi acolo nu e, acolo e moartea unui, acolo a exact, murit un om. Exact, da, da. Foarte mulți condamnați în urma unor infracțiuni rutiere, dar mai puțin politicieni. Dar uite, Darius Vâlcov, de exemplu, el are parte numai de justiție, dacă stăm să ne uităm. Dacă a făcut afacerile în cimitir, acolo aproape de biserică. Da, haideți să vedem un material. Bun găsit tuturor! Fostul ministru de finanțe Darius Vâlcov a fost condamnat pe data de 8 februarie 2018 la 8 ani de închisoare pentru corupție. Acesta se regăsește în două dosare penale cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. Deși este acuzat pentru luare de mită cu un prejudiciu de 2 milioane de euro, instanța l-a găsit vinovată doar pentru o daună de 6,2 milioane de lei și au pus sechestru pe banii și pe mai multe bunuri materiale, printre care și 3 lingouri de aur și 172 de tablouri cu o valoare de 7,2 milioane de lei. Avocații fostului ministru au cerut judecătorilor să reevalueze cazul, în timp ce procurorul de la DNA a refuzat și a invocat riscul ca faptele să se prescrie. Uite, aici justiție. Îți mai aduce aminte ce vuiet a fost cu banii, tablourile ascunse prin cimitir. Bine, atunci nu vreau sub nicio formă să-i țin partea domnului Vâlcov. Dar, apropo, vreau să revin puțin la Udrea, că mi-am amintit văzând știrea, că în cazul ei e vorba și de faptul că s-a cerut opinia Curții de Justiție Europene pentru că să nu se prescrie tot așa. Dar nu era nicio grabă, de-aia au spus că de fapt ea a fost judecată de un complet ilegal constituit. Știm povestea cu cei 5 judecători și așa mai departe. Mă rog, cine nu știe, acum n-are sens să stăm să explicăm că au făcut valuri. Deci ideea că ea a fost judecată de acel complet considerat ilegal constituit și CJU a zis că în cazul în care este vorba despre bani europeni și faptele pot să se prescrie, se trece peste decizia CCR care a constatat că acele completuri erau ilegal constituite și se judecă, adică pe Udrea putea să o judece și Tribunalul Poporului, că trebuie repede ca să... Apropo de ce m-ai întrebat cât e justiție, că asta a fost... Încă nu știu când se prescrie în cazul lui Vâlcov, dar nu are cum să se prescrie atât de repede, pentru că dacă există, în cazul lui nu mai e vorba despre bani europeni, nu? Că a zis că s-a luat șpagă prin cimitire și nu, asta a fost. Și atunci să fie, că ar fi bine ca să nu fim considerați proști. Adică să fie judecat cinstit, cu complet de judecător legal constituit, cu probe, cu nu știu ce. Pentru că dacă ne facem doar că judecăm și există oamenii protejați de sistem, nu zic că domnul Vâlcov este,
dar sunt o mulțime, poate și el, nu știu, habar n-am, așa. Și, vai de mine, facem o mare tevatură că i-am prins, că nenorociții, că nu știu, lor puțin le pasă că au anatema asta, pentru că rar sunt oameni care doresc să se reabiliteze din punct de vedere moral. Adică atunci când dai 10 milioane de euro, ce naiba când tu te duci și scui pe toată lumea că tu ai 10 milioane de euro? Deci, cam ce nivel de reabilitare morală îți trebuie în această țară în care nu... moralitatea este cel mai important lucru. Așa, și să fie toate făcute ca la carte, ca să nu mai existe dubii, da? Pentru că așa dacă venim și, domnule, ce l-am condamnat pe ăla, ce l-am făcut, ce l-am nu știu ce, și vin că trebuie să existe un supervisor, da? Sau merge la CEDO, dar e mai târziu pentru... că nu i s-a dat șansa unei apărări, mă rog, ce se reclamă la CEDO, și câștigă și rămâne, adică el este practic ca un om liber, da? Doar că l-ai expus, l-ai făcut, cum se zice, l-ai făcut de rușine, basme, da. Așa, dar el lui nu-i pasă, da? Și vine și zice, păi nu l-am judecat bine. Păi e ajungi la înalta curte, care de regulă acolo sunt judecători mai onești, și spun, păi nu a fost. Păi da, domnule, noi ne-am străduit, am făcut tot ce a fost posibil, dar uite, nu s-a putut, asta este. Și eu rămân liber, rămân cu banii, rămân cu nu știu ce, dar s-a făcut toată tevatura asta ca să ne dea nouă, proștilor, poporului, impresia că există o luptă cu corupția. Nu a fost niciodată. Uitați-vă la USR. Ei care și-au făcut un capital, și-au făcut un vârf de lance din lupta împotriva corupției. Ei, acum la ei ies la iveală, adică, eu am mai spus, la USR, corupție înseamnă toate afacerile care se fac fără să aibă și ei parte. Deci aia e toată. Și atunci noi rămânem cu impresia că da, domnule, s-a făcut justiție, da, niște nenorociți că i-a cumpărat pe judecători. Nu, de aia zic, în toate cazurile ar trebui ca să se respecte. Sigur, nici în America nu există, că vedem că sunt vicii de procedură, da? Pe baza acestor vicii scapă rechinii cei mari. Pentru că așa a fost întotdeauna, haide să nu mai tot... dăm la întors. Cine are bani trăiește bine, cine nu trăiește cum poate. Am înțeles. Da, uite, apropo de domnul Vâlcov, e unul din artizanii acelei legi offshore, care ne-am ales cu nimic din gazele din Marea Neagră, și le propun colegilor mei să dăm materialul cu domnul premier, care spune... ne anunță când va avea loc extragerea primelor gaze naturale din Marea Neagră. Există posibilitatea ca în scurt timp să putem să începem investițiile în perimetrul Neptun Deep și să asigurăm exploatarea gazelor din Marea Neagră. Totodată asigurăm exploatarea gazelor de pe teritoriul național de la mare adâncime, această investiție putând să asigure gaze începând cu anul 2024. În Marea Neagră avem posibilitatea să primim primele gaze la jumătatea acestui an. Există deja o investiție făcută de Black Sea Oil and Gas. Da. Cora, noi ca oameni obișnuiți, ce ar trebui să înțeleg? Să ne bucurăm că o să fim independenți energetic. Mi-aduc aminte de Victor, când asta e, domnul Victor Ponta spunea acum ceva ani că din 2019 o să înceapă. Suntem în 2022, o să înceapă din 2026. Acel perimetru... Neptun Deep. Neptun Deep, da, foarte bogat în gaz metan. Crezi că domnul Ciucă va rezolva ceea ce n-au rezolvat alții? Am văzut că ai fost și la congres, ai scris foarte frumos despre congresul al doilea congres al PNL, dacă îi putem spune așa.
Crezi că domnul Ciucă e altfel de... Bine, domnul Ciucă habar n-are de legea offshore. Hai să fim... Bine, domnul Ciucă în general habar n-are de multe, în afară de armată, unde se pricepe, nu are. Dar nu-i treaba lui, chiar nu le poate ști un premier pe toate. Dar ce îi se spune? Cu legea offshore eu știu foarte bine, pentru că în 2019... Mi-am pierdut multe nopți în Parlament cât s-a discutat varianta aceea a legii offshore, unde domnul Popescu era vârf de lance pentru OMV Petrom și să obțină ea cât mai mult și să le dăm cât mai mult, mă rog. Ce mă surprinde, nu mă surprinde de fapt, ce trebuie să știe oamenii, este următoarea chestie, că noi, deci noi avem foarte mult gaz, mult, enorm, am putea să așa. Și au zis ai noștri, băi, avem gaz, stăm acolo în Marea Neagră, e offshore, că de-aia înseamnă în apă, în așa. În larg, da. În larg, bun. Da, dar noi nu putem să-l scoatem de acolo. Păi de ce? Păi de-aia că nu avem utilaje. Bun, cine are utilaje? Cine să aibă ăia mai... Exxon, OMV American. Petrom, americanii, austriecii, rușii, că rușii sunt prin OMV, haideți, a ieșit, avea și Gazpromul, nu știu ce au făcut, mă rog. Lukoil mai avea un perimetru. Exact. Așa, și noi nu avem, bun, le dăm cum era în forma făcută de domnul Vâlcov, da, și alții, și domnul Popescu, actual ministru, era așa, că ăia, scuze. Cei care explorau și exploatau ulterior, ei au explorat, au să vadă cât este. Bun, bravo, acolo n-am putut, că n-avem instrumente, le puteam plăti la câte de alea studii de fezabilitate. Cred că România ar putea să fie extraordinar de dezvoltată dacă n-am fi plătit acele studii de fezabilitate. Niciunul. Oricum n-au folosit la nimic. În fine. Păi au explorat, bun, le puteam plăti, domnule, atâta gaz aveți, bun. Păi nu, n-avem cu ce. Bun, se retrage Exxonul și intră Romgazul. Romgazul, firmă românească, da? Și întreb, domnule, da, Romgazul ce face? Că a zis că n-are România n-are nimic. Păi nu, dar a luat un împrumut. Păi eu așa nu sunt economist, nu mă pricep, da? Cu minima... rațiune și minimul raționament, zic așa. Păi, dar Romgazul ăsta, de ce n-a luat atunci un împrumut imens, da? De la început. De la început, aducea specialiști, angaja specialiști statul român, că n-ai cum să nu găsești specialiști să fie interesați, îi plăteai regește, să te învețe cum să scoți gazul și ne rămânea tot gazul nou. Deci asta de ce nu s-a gândit? Deci a intrat acum Romgazul, care are o parte foarte, Exxon a avut o parte foarte importantă acolo. Deci ce s-a întâmplat? A venit Exxonul, a cumpărat ce a cumpărat acolo, adică a cumpărat de la noi, nu știu cu cât. Când a plecat, ne-a vândut cu cât? Cu 10 miliarde sau cât? Da, e o sumă uriașă. O sumă, da? Deci, dar ce au făcut ei acolo? Deci ce au făcut de banii ăia? Deci mie mi se pare o țeapă foarte, foarte mare, de care domnul Ciucă nu vorbește și aburește pe oameni, pentru că am surprins o discuție. Deci că vom avea gaz, stați liniștiți. Că... Deci eu când aud chestiile astea și de la Ciolacu și de la Ciucă, pe Câțu nu-l vorbim, e subiectul meu preferat. Câțu a devenit subiectul meu preferat. E că îi liniștește pe oameni, că eu nu zic să fim dependenți de ruși, că noi puteam să fim independenți și de ruși și de toată lumea și să mai și vindem gaz, noi să-l vindem. Putem să susținem măcar țările din jur. Exact. Din gazul nostru, pe care aia, coțcăria aia, nu știu ce s-a făcut cu Romgazul, cu Exxonul, că nimeni nu întreabă, nimeni nu ne spune, nimeni nu întreabă. S-a făcut o afacere bulgărească, apropo de aia în care pierzi, bulgărească pentru român, da? Dar ca să îi bată pe oameni toată ziua la cap, domnule, dar vine gaz lichefiat. Pentru că într-o zi am surprins o discuție între doi oameni care nu păreau chiar de ea care stau toată ziua la cârciumă și nu știu ce de capul lor. Doi oameni
de clasă medie care, de ăștia așa mai, nu știu, ori fi pensionar de ăștia tineri sau naiba știe. Și ce, bă, nu trebuie să ne facem probleme cu gazul. Nu trebuie absolut deloc. Dar de ce? Ce vine gazul lichefiat. Da, mă, dar de unde vine gazul lichefiat? Din America. Păi și cu ce vine? Păi vine cu vaporul până în portul Constanța și de acolo cară cu tirul prin țară. Aha, bă, ce bună idee. Și ce și se apucă și ăștia în Marea Neagră să scoată gazul. Dar când se apucă? Mâine! Am auzit la televizor că mâine se apucă. Edi, deci de oameni de ăștia, dezinformația, adică în loc să stăm toată ziua la televizor să tocăm anumite subiecte, unele chiar inutile, și nu mă refer la război, mai bine am face o campanie de informare pentru că oamenii, deci la anul, pentru că domnul Ciucă a zis că, dar chiar în anul ăsta scoatem gazul. Cred că l-a prostit Popescu sau cineva l-a prostit să-i spună. Bine ar fi să fie așa. S-ar putea să scoată, dar o cantitate mică, exact, un miliard de metri cubi. Bun, și dacă îl scoatem, ăia, de la OM, care sunt mai vechi, nu? Bănesc că e regulă. Sunt alții americani, nu OMV-ul. Cum? Sunt alții americani acolo. Nu din Neptun Deep, dintr-un zăcământ mai mic. Dintr-o porțiune mai asta. Dar cantitatea e mică, grosul, 2026. Ah, bun. Deci scoate așa să zică, să ne arate o găleată, o găleată gaz. De gaz, să zică, da, domn, cum au... vor chema, cum s-a întâmplat astăzi, când un primar din, nu știu, Frumoșan sau nu știu de unde, a chemat un sobor de preoți să sfințească un contor de gaz, contor de gaz și așa. Deci, acolo, la găleata de gaz, bănuiesc că va fi un festival extraordinar de fericire. Că... A făcut și primarul o petrecere, a recunoscut, după aia am văzut. Da. Da, cum am spus, totul este de să fie festivism, cât mai mult festivism. Dar din păcate și se vede și acum, da? Pentru că prețurile, creșterea, deci este o nenorocire cu prețurile. Eu mă crucesc și spune domnul Ciolacu, era imaginea aia cu o bunicuță care plângea în fața prețurilor, săraci oameni chiar așa. Zice, da, e îndreptățită să plângă. Adică îmi dai tu voi, adică ce constată președintele unui partid aflat la guvernare, care ne spune că vom avea o creștere economică mai mare decât a Germaniei, că e bine, că dar oamenii ăștia nu trăiesc. Nu știu ce ar trebui să se facă să meargă între oameni, să le spună cineva adevărul. Să refacă legătura cu realitatea. Exact. Deci oamenii ăștia par rupți total de realitate. La anul și iar o să ne culcăm pe ureche că scoatem gaz din mare, da? Nu facem absolut nimic. Am mai zis cu minele, tot Popescu, nu? Că avem mine de cărbune. Deci la noi când e vorba de... Nu există, cum a fost și în pandemie, da? Deci aceiași... Dar oamenii ăștia nu învață absolut nimic. Deci nu ni se spunea, dom'le, va fi bine, va fi așa, totul e sub control. Deci ca să... Dar nu așa liniștește. Ba, ăilalți care ne certau pe noi toată ziua, dar ei în ceea ce privește sistemul de stat, totul este bine, este perfect. Când luau spitalele foc de la prize, când cădeau spitalele pe oameni, când îi scoteau afară, atunci nu mai găseau nicio explicație. Dom'le, nu ne întrebați că noi trebuie să fim absolviți de orice răspundere, că e pandemie, că nu știu ce. Deci așa va fi și cu gazul. Stăm, ne culcăm pe ureche, nu extragem cărbune, nu ne gândim, dom'le, ce o să facem și ce facem la iarnă. Ce o să facem? O să luăm la niște prețuri exorbitante, când noi avem gaz, repet, dar de ce nu l-am extras? Că de când o tot o tot discută legea asta, deci puteau, dacă erau niște oameni cu adevărat care țin la popor și nu spun asta populist sau așa. Deci chiar trebuie să fie niște lideri care țin la popor, care țin cu poporul și care vor, cum este, de exemplu, Maia Sandu,
Deci femeia asta, pe care eu n-am avut o mare simpatie față de ea, deci femeia asta mie îmi trezește tot mai mult respect și după modul în care se raportează ea la popor. Deci pentru ea este mai important ca poporul să nu sufere, ca, adică găsește, este o extraordinară strategă, ceea ce nu mă așteptam, sincer vorbind. Dar ăștia nu se gândesc și după aia când vom, iată, cu prețurile, ce ne spun? Că suntem îndreptățiți să fim nemulțumiți? Bun, și altceva, domnul Ciolacu, ce îmi spui în afară de faptul că sunt îndreptățită? Dar să vin și să îți... Eu m-am dus, eu le-am spus, cu facturile la gaze. Deci aia cu plafonarea și cu subvențiile este o mare minciună. Și eu le-am spus că mă duc cu factura mea pentru că într-o lună, în ianuarie sau nu știu când, deci oricum am avut consum mai mic, și am plătit mai mult față de luna în care mi era și plafonat și subvenționat, față de luna în care nu mi era nici plafonat, nici subvenționat prețul, da? Și am zis că mă duc la ei să-mi plătească, dar așa ar trebui să facă. Eu sau fiecare nemulțumit care, mă rog, mai... Dar oamenii trebuie să facă ceva. Pentru că nu se poate. Stai două ierni în frig din cauza lui primarului ăstuia, care, iată, acum se duce, se pozează cu flori, cu japonescu. Deci omul ăsta este ceva ce mie îmi depășește. Deci la asta nu-i pasă de oameni absolut deloc, lui Nicu Șordan. Păi, tocmai a triplat prețul gigacalorie. Exact, da. Și tu nu faci... Nu o să avem și gigacalorie, asta e exact, clar. Exact, da. Mai puțin contează. Bun, sau să faci... Să faci ceva, că avem apele alea geotermale, da? Și aici în Ilfov sunt. Trebuie să găsești, să inventezi, dar nu se poate să stai toată ziua. Eu nu știu ce muncesc și parlamentarii și guvern, că dacă te întâlnești cu ei, vai de mine, sunt leșinați, că nu mai putem, că muncim de nu mai putem, că nu știu ce. Dar ce munciți? Ce munciți că nu se vede? Deci chiar nu se vede să facă ceva pentru oameni. Păi da, gândește la o strategie, folosește apele geotermale, apucă-te de chestia cu cărbunii, vezi cu eolienele, dacă se poate, adică fă ceva. Nu, acum o să stăm toți pe cuptor, nu pe, că vine vara, stăm la soare, așa, și așteptăm, domnule, să vină aia să scoată gazul din mare, că noi nu mai avem nicio treabă. Deci este halucinant ce se întâmplă și nu se trezesc. Bun, și hai să zici că e putere, deci ei ar trebui să facă. Dom'le, dar nu avem opoziție, deci nu există opoziție. E domnul Câțu. Da, domnul Câțu, da. Da, domnul Câțu, dar ar fi un foarte bun lider al opoziției, că văd că așa se și comportă, ca un... El n-a făcut nimic, nici un suroi n-a mâncat, nici gura. Ursula e vinovată pentru ce... Exact, da. Da, deci... în ce să încadrăm nota asta de rebeliune a domnului Câțu împotriva Bine, orice? El a vrut să fie, adică el a zis ceva de genul, domnule, dacă mă acuză... Acum, stați un pic, să o luăm așa. Deci el va merge împreună cu domnul Ciolacu, vor merge la Kiev, da, împreună. Reacția lui Câțu a venit după ce... Aseară, Ciolacu a spus că Câțu a cumpărat câte milioane, 60 de milioane de... Mai mult, da. Mai mult pentru noi și nu sunt necesare, adică sunt aruncate pe apa. E, până la Kiev, în tren, deci au timp, ori să se arunce unul pe altul din tren, ori să se certe, ori să nu mai vină înapoi, nu zic din ce motive, pentru că nu pot să nu, răspunsul lui Câțu a fost deflemitor la întrebare. În sensul că, domnule, dar
atunci să fie anchetată, că cu gândul că da, cine s-o atingă pe Ursula, adică mergeți, e ca și cum se ceartă puricele cu un altul, cu puiul elefantului și puricele, puiul elefantului spune du-te și vorbește cu tata ca să că te rezolvă el. Și s-a apucat. Bun, și în cheia aceasta, că toți trebuie să răspundă, să și de cec, și de banii dați la armată, deci un atac clar la, la guvern. Dar oamenii legii, cum zicem, nu oamenii legii, niște, nu știu, curte de conturi, cine investighează la naiba toate, toate astea, să vizita, domnule, foarte bine. Anchetăm tot, DNA-ul, da? Și alea. Și cine este vinovat să plătească. Pentru că nu se poate... cine a mai zis? Rafila, parcă astăzi, a zis că... păi nu, că Uniunea Europeană nu ne-a impus nouă, înseamnă că am fost proști. Așa? Că... Mulți credem că nu Ursula a obligat România să cumpere 60-80 de milioane de doze. Ei cred că au discutat, au stabilit niște cote și i-au întrebat pe fiecare, e ok cu asta? Voi cum? Românii dacă au dormit pe ei? Nu, sau n-au fost acolo? Exact, eu cred că a fost ca la licitație. A zis, să zicem, nu știu, să-mi dau exemplu, Ungarie că e proscrisă. A zis Grecia, noi vrem nu știu câte milioane de doze. România au zis, noi vrem și mai mult. A zis Italia, noi vrem nu știu cât, noi vrem și mai mult. Adică ca la licitație, cred că asta au înțeles, domnule, suntem la o licitație și cine dă mai mult, ăla câștigă. Nu, asta am glumit. În nesimțirea, obediența și inconștiența lor, s-au dus la Uniunea Europeană, nu știu dacă la Ursula sau la nu știu cine, și ca să fie ei, ca niște viermi, să fie băgați în seamă, au zis, doamnă, cât trebuie, sau la ăia din comisie, cât trebuie ca să fie bine. Ca să nu mai vorbim că, dar nu cred că e asta, că... Poate să fie vorba și de un comision. Că cine știe, poate s-a făcut prin firme, că noi încă nu știm. Deci, în privința vaccinurilor este așa o nebuloasă. Dar la noi continuă să vină vaccinurile. Domnul Iohannis a declarat pandemia, epidemia, toate sunt închise, da? Nu mai există nimic. Dar noi, la noi vin vaccinurile într-una, se mai vaccinează foarte puțină lume și noi aruncăm vaccinurile. Toate le aruncăm, adică aruncăm milioane sau zeci de milioane de euro pe geam. Pentru că niște inconștienți, irresponsabili și pușcăriabili au zis că se joacă, că nu ne spuneau vaccinurile sunt gratis, mergeți să vă vaccinați, e gratuit, e nu știu ce. Păi, și noi plătim toate astea. Dar văd că nu mai dau, mai dau guvernul sau nu găsesc eu cât se vaccinează pe zi. Ba, dar nu mai dau pe zi, dau o dată la săptămână. Nu știu, erau ieri parcă erau 1000 și ceva pe săptămână. 1000 și ceva pe săptămână. Uh-huh. Am înțeles. Da. Dar asta, asta ar trebui să fie... asta ar trebui să fie un... Nu pe chestiile cu cu alte așa presupuse infracțiuni, ci exact chestia asta cu cumpărarea nelimitată a vaccinurilor. Dacă este cazul, uite, doamna Chioveși, da? Doamna Chioveși e româncă. Deci în loc să meargă prin Bulgaria să nu știu ce, să facă și pe acolo să se ocupe de răzbunare, că și acolo a fost o răzbunare politică, adică să se înceteze cu revanșele astea și cu astea. Trebuie să o ia așa metodic. Dom'le, hai să vedem că eu cunosc România. E țara în care am făcut ravagii sau, mă rog, am devenit vedetă.
Și hai să văd acolo ce s-a întâmplat. Cine este? Dacă e Câțu. Câțu zice că el, că nu e responsabil, că ministrul sănătății și nu mai știu cine a comandat. Și, Dumnezeu, dar totuși când tu ești și ai la tăi, adică cum nu este rezident, că e subiectul meu preferat Câțu. Și Câțu este la ora actuală al doilea om în stat, da? Deci el nu mai vrea, cred că nu știu ce l-a apucat, nu știu ce are. Singurul din echipa câștigătoare? Da. Singurul rămas. A, da. Mă rog, doamna Gorghiu, ce, dar și, bine, na, doamna Gorghiu e trădătoare de profesie, așa că nu... adică nu vorbesc aiurea, că se poate verifica. Nu era ea cu Orba, nu era, bine, și ceilalți, da, dar... acum toți sunt cu Ciucă. Ciucă ar trebui să fie extrem de prudent față de toți cei care acum îl... Am fost la, da, la congres și ți era jenă de jena lor, adică mai degrabă oamenii ăia din sală, primarii, oamenii ăia veniți de departe, da? Doamne, erau atât de jenați, adică mai vorbeai cu câte unul. Doamne, sperăm să măcar să mai venim iar peste 6 luni. Ce a devenit PNL-ul ăsta? Da, vezi, ce m-am întrebat? Cum poți să faci un congres, să alegi noul președinte cu un singur candidat? Și nu e primul exemplu, nu numai la PNL am văzut asta în ultima vreme, ci în general. Adică n-ar trebui să nu se mai țină dacă n-ai cel puțin 2 candidați. Ce alege? Să vine unul, o să fiu eu. Nu cu... Și mai și mimează, nu ai o bucurie de parcă... Da, și oamenii se duc, votează și asta, bun, și dacă nu-l votau, care era alternativa? Să-l pună la loc pe Câțu? Ce e cu democrația asta originală? Da, chiar, Festivalul Democrației, nu așa ziceau ei că e un festival. Nu, și mă mir, am văzut, cred că ai văzut sondajele recente în care PNL-ul stă chiar foarte bine, adică la 23% e bine la ce au făcut și la ce haos e acolo în partidul ăla, deci acolo chiar nu mai știi, pentru că nu mai ai nicio încredere că cineva se poate apuca de un program. Uite, un primar PSD-ist. Că, bine, dar și ei sunt la guvernare. E disperat cu programul Angel Salini. A vorbit public la un post de radio local, dar nu mai știu exact de unde este primarul ăla. Bravo lui că a avut curajul. A spus, domnule, n-am primit niciun ban. Cu ăia de la București nu poți să vorbești până după Paști. Că toți sunt în sărbătoare, sunt în... Într-adevăr, de-aia zic că nu... apropo de Câțu, că îl vedem acum că e șeful Senat. Deci decât să o pună pe Gorghiu, șefa Senatului, mai bine să rămână Câțu. Deci mai bine să rămână Câțu, că măcar na, e economist, este... Păi, nu, imaginați-vă că, Doamne ferește, pățește ceva Iohannis și intră în incapacitate de a conduce. Deci, al doilea om în stat devine președintele României. Bine, acum, pe Câțu îl găsim prin dorobanți, măcar la el știm unde îl găsim. Dar pe doamna Gorghiu nu știm sau doar bănuim. Bine, nici pe domnul Iohannis nu prea știm pe unde e. Bun. Asta... Azi a vorbit cu Biden la telefon, da? E alt subiect. Da, interesant. Oricum, e foarte greu de crezut că va ancheta cineva de aici sau că va merge în presa. Până acolo n-au întrebat pe doamna Ursula cum a fost treaba cu vaccinuri. Păi doamna Ursula are... Domnul Câțu știa că e un drum închis, ceea ce spune, chiar la mișto sau nu. Da. Bine, doamna Ursula, nu e vorba doar de vaccinurile. Domnul Câțu probabil știe ce spune, dar nu ea, nu cred că a fost chestia aia, de aia cum a făcut. N-avea cum să fie, că puțin îi pasă doamnei Ursula de ea. La ea e legătura cu Pfizer, mail-urile alea, adică acolo da, ar putea doamna Chioveși să intre. Probabil cândva se va face... peste nu știu când se va vorbi despre pandemia din 2020
de pe glob, cei care vor fi atunci vor fi foarte probabil, dacă nu vine un război atomic care ne face pe toți aproape cenușă radioactivă, ăia care rămân vor studia probabil despre actele de corupție făcute și de doamna Pircu. Clar, clar că au fost, n-ai cum, adică n-ai, când e vorba de atâția bani, nu ai cum să nu fii tentat să cercetezi. Nu, să iei. Sau să fii... Da, și să cercetezi. Da, da. Sau să fii obligat, pentru că, bine, la nivel mondial, cei giganți ăștia nu merg ca ăștia, ca bombardieri, știi, să-ți pună pistolul la tâmplă și să îți spună. Ei îți spun alt fel de pistol și atunci trebuie să faci. Clar că pandemia a fost o sursă de îmbogățire a multora de pe acest glob, de aceea mă îndoiesc că cineva va avea interesul cu adevărat să afle ce s-a întâmplat acolo. Sperăm să nu revină, să nu avem alte... Bine, acum e războiul, sursa de îmbogățire. Iată, primul semnal este, domnule, că s-a covidat comandantul acțiunii, da? Care i-a fost super protejat, care a purtat mască specială tot tipul. Și atunci dacă el vine și ne spune, domnule, eu m-am vaccinat de 3 ore, am purtat tot timpul, cred că a dormit cu mască, așa, și atunci tu ce să zici? Sau ăla care nici nu s-a vaccinat, nici n-a purtat mască niciodată și nu a făcut COVID, ăla ce să zică? Că nu poți să zici, domnule, m-a ferit Dumnezeu de... Că sunt mai mulți, da? Deci ceva e dubios. De-aia zic că poate noi nu o să mai trăim, dar cândva se va afla. Adică între marile enigme ale umanității va exista și acest capitol, pandemia din 2020, cred eu. Da, nu, eu nu mi-aduc aminte, nu știu, Organizația Mondială a Sănătății a spus că a încetat pandemia? Nu. Ea există, numai că nu prea o mai băgăm în seamă. Păi da, dar încep că în America un tribunal a dat că măștile sunt ilegale, a fost într-un avion sau... Deși asta este foarte ciudat, da? Deci dacă este pandemie... Și până când? Până la începutul lui martie era nenorocire, domnule, vai de mine, vai ce se întâmplă, vai nu știu ce. Într-o bună zi, domnul Iohannis, cu cine o fi fost, cu Rafila, cu Arafat, cu cine au fost ei acolo, au decis, domnule, se termină. Ah, bun. Așa, adică, domnule, și toți ăia luptătorii ăia pentru... Deci pe mine asta mă surprinde. Pentru că eu nu am fost de asta, domnule, am respectat regulile, dar n-am fost o fană a restricțiilor, a vaccinării, a nu știu ce. Dar ăia care au fost, ăia nu își pun întrebări, de ce nu protestează? Domnule, nu e posibil așa ceva, că eu care nu am fost, eu stau și mă întreb. Nu se poate ca de pe o zi, de peste noapte să dispară un virus. Nu e posibil. Da, dar ei și-au dat jos măscuțele. Da, știi că în România dispar multe lucruri te trezești, te culci cu cineva președinte, te trezești cu altcineva, dispar zăcăminte de gaze, dispar bani, dispar... Așteptăm gazele, da, asta e... Mulțumesc, Cora, mă întream foarte mult pentru prezență dumneavoastră, că ne-ați urmărit, sunteți doar Pastia, nu uitați ce vă spun de fiecare dată. Nimic nu e gratis pe lumea asta, totul are un preț. Rămâneți pe Metropola TV.